Meteorologii ne aduc în sfârșit vești ceva mai bune despre vreme. Potrivit acestora, începând din weekendul care vine, vremea se schimbă radical față de zilele trecute. Temperaturile revin la normalul perioadei, iar ploile de vară dispar pentru câteva zile din peisaj. În următoarele zile, temperatura maximă va urca până înspre 29 de grade, iar noaptea se vor înregistra temperaturi de 14-15 grade Celsius. Cu toate că au fost prognozate și ceva precipitații, ziua de azi a fost una plăcută din punct de vedere termic și în municipiul Zalău, unde, conform Administrației Naționale de Meteorologie, s-au înregistrat temperaturi de 29 de grade la orele amiezii, iar minima prognozată pentru această noapte va fi de 16 grade. Vreme bună anunță meteorologii mâine și în cele 4 orașe din județ. Astfel, în municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie anunță o maximă de 29 de grade și o minimă de 14 grade Celsius. Și în Șimleu, Silvaniei, va fi la fel de cald, aici fiind estimate temperaturi de până la 30 de grade ziua și de 16 grade noaptea. De căldură nu scapă nici locuitorii orașelor Jibou și Cehu Silvaniei, unde ziua sunt prognozate 29 de grade, iar noaptea 14 grade. Să vedem ce ne rezervă vremea în următoarele două zile. Ziua de sâmbătă le va aduce sălăjenilor vreme bună, iar cerul va fi predominant însorit. Temperatura maximă va fi de 29 de grade, iar cea minimă va coborî până la 14 grade. Vremea se menține la fel și duminică, meteorologii anunțând pentru județul nostru 29 de grade în miezul zilei. Noaptea însă aerul devine mai respirabil, minima prognozată oprindu-se la 15 grade.